Întors la întâlnirea de afaceri, sunt cu antreprenorul ireșean Marian Berdan. Vorbeam înainte de pauza de publicitate despre criza de pe piața muncii, despre faptul că nu se găsesc oameni care să fie și instruiți și care să și-și dorească să muncească, să păstreze un loc de muncă, să fie serioși și să persevereze, să stea alături de cel cu care a început așa un traseu. Nu chiar așa, dar ca să înveți o companie și să înveți... Ar fi angajatul ideal acesta, nu? Nu cred. Dar să stai un an și pe urmă să spui că vreau să mai văd și altceva, aici ai un mare semn de întrebare. Dar un minim 3 ani de zile cred că este de foarte bun simț pentru toată lumea. Pentru că firma aceea te cheltuie destul de mult timp și bani să te instruiască. Practic la noi, din experiența care o avem, un tânăr inginer în domeniul electronicii, 6 luni de zile trebuie doar noi să-l învățăm. Ce înseamnă asta? Că îi plătim și un salar care trebuie să fie pe același nivel cu alte multinaționale din zonă care plătesc anumiți bani. Este să pierde timp și, mă rog, rezultate ale muncii pentru un inginer, un specialist din firmă cu vechime care cunoaște problemele, să-l instruiască, și asta înseamnă cam o treime din un sfert, hai să zicem, din timpul lui zilnic este alocat noului să-l învețe ce să facă și cum să facă. Și vă spun, nu învață chestiuni foarte particulare firmei Electra. Învață chestiuni de bază care, aplicate, poate pe urmă rezolva orice din problemele pe care le avem noi. Asta este într-adevăr o problemă în care oamenii fluctuează foarte, foarte mult și nu-i numai la Iași, nu-i numai la Electra. Am fost acum 2 săptămâni la un târg în Sibiu de mase plastice în care oamenii de acolo e mai rău, mai rău. Pleacă și sunt ca niște mercenari care pleacă de la companie la companie, zic de unii dintre ei, la companie pentru 100 de lei să duc. După un tur de ăsta, într-un an de zile, ei și-au crescut deja cu 300-400 de lei salariul pe an, fără să înveți prea multe lucruri, doar plimbându-se dintr-o parte într-alta. Este un consum de resurse acesta al instruirii unui tânăr la un nou loc de muncă pe care o companie îl resimte puternic, pentru că este vorba despre resurse umane, este vorba despre resurse financiare, timpul alocat, care este cel mai important. De cei care ar putea să producă ceva pentru firmă. Dar v-ați gândit să organizați internship-uri, să școliți mai mulți odată și să sperați că dintre acei instruiți de dumneavoastră vor rămâne măcar 10% acolo, în companie? Da, am început să facem lucrul ăsta și o facem de câțiva ani buni. Pentru foarte mulți care încep să cunoască viața din Electra, o consideră grea. Și... De ce spune? Spuneți într-una că este grea. Îi speriați pe cei grea. Care poate... Este grea. Este mai greu decât în orice altă parte la dumneavoastră? Nu. Este grea fiindcă trebuie să ai cunoștințe. Cunoștințe teoretice, cu care ar trebui să ieși dintr-o facultate. Exact. Fiindcă la noi nu avem oameni care să, mă rog, să zicem, nu zic că cei care fac pâini, dar să facă zi de zi același lucru. La noi produsele se schimbă. Este electronic. Trebuie să știi cum să-l proiectezi. Trebuie să știi cum să-l testezi. Că altfel nu-ți iese. Și trebuie să înveți într-una. Și trebuie să înveți, nu? Sigur că da. Trebuie să știi de ce dispozitivul acela lucrează așa. Din cauza asta e greu. Trebuie să te... Iar noi avem acel departament de cercetare, dezvoltare, care acolo este, cum spune, e foc continuu în a crea altceva nou, altceva nou. Fiindcă, cum spuneam, dacă nu intri pe piață măcar în cel mult 2 ani de zile cu un produs nou, ai pierdut startul. Vin alții pe lângă tine și îți iau fața și se duc mai departe. Dar sunteți mulțumit de calitatea absolvenților din Iași? Nu sunt mulțumit, o spun foarte clar, fiindcă tot învățământul este cum este, nu mai spun că am spus-o în multe locuri, școala românească este foarte, foarte slabă. Foarte slabă. A uitat, nu este în primul rând, nu este conectată la nevoile României din ziua de astăzi. Purtați discuții cu universitarii, cu profesorii care ar putea, cu cei care au putere de decizie și ar putea să schimbe ceva într-o facultate, într-o universitate? Lucrurile astea nu le spun numai eu. Deci le au fost consiliare și celor de la multinaționale și da, n-ai
Există mediul o rezistență politic este la schimbare? Rupt. Mediul politic este rupt de așa ceva. Pe urmă, și la profesor, înțeleg, dar totuși asta e viața. Noi ne schimbăm când ne schimbă societatea aceasta și multiculturală, dar și globalizată. Și suntem nevoiți. Dacă nu ne schimbăm, murim a doua zi. Ori în zona asta a bugetului în România, lucrurile stau cramponate în trecut. Faptul că nu se schimbă cursuri, că nu o să aibă depășite, de care nu mai e nevoie, că n-au anumiți profesori, nu o să-și mai facă norma. Cei domn profesori, dacă sunt profesori, eu aș angaja oricând și cu salarii foarte bune, dar să rezolvi probleme. Mă rog, nu vreau să intru mai mult în discuție. Este aici, așa cum spuneați dumneavoastră la începutul acestei emisiuni, trăim într-o lume care este într-o schimbare continuă și într-o viteză foarte mare. Și atunci trebuie să fii adaptat la ea și să vii, repet, exact așa cum spuneați, tot timpul cu ceva nou. Și ne reîntoarcem la tema emisiunii anunțată în prima parte, piața internațională, oportunități și provocări. Ați ajuns acolo, reușiți să rezistați acolo și intrați pe alte și pe alte piețe. Când vorbeam acum câțiva ani noi la aceeași emisiune, erați în Austria, erați undeva în Europa, dar nu vă gândeați, dar încă nu erați în piețele din Africa, de exemplu, mi-ați spus, nu? Că da, ați ajuns da, și în Africa. Da. Cu multă muncă, nu? Și trebuie multe sacrificii să facem acest lucru, să muncim în direcția asta, fiindcă îmi amintesc că a venit odată în vizită, dar de multă vreme și acum au trecut destul de mulți ani ca să pot vorbi, fostul ministru de externe, domnul Mihai Răzvan Ungureanu, care am avut cu el la firmă la noi o discuție de vreo o oră jumate, așa, și am reținut un lucru foarte interesant. Trebuie să mergi în afară, să muști din piața altora, așa cum alții vor veni în România și o să muști din piața ta. În asta acum, numai pe piața națională, este o greșeală fatală. Mai ales că România este cum este. Mai dacă vreți să vorbim și de ce se întâmplă în zilele noastre, e destul de periculos. Și atunci trebuie să mergi în altă parte. Piața este total deschisă. Nu mai putem privi, domnule, eu sunt aici în România și asta e piața mea. Și stau în bucățica mea. Nu. Intră oricine vrea în piață și normal în ziua de astăzi. Produsele cele mai bune, calitativ și cele mai bune ca preț, intră ușor oriunde. Chiar să vorbesc și am găsit niște articole scrise undeva de o anumită democratizare a prețurilor. Și asta o putem vedea la telefoane mobile, în zona automotiv, în care firme mari, cum ar fi Mercedes sau creează și ca să prindă tot mai mult din cota de piață și modele mai mici și mai ieftine. Nu numai Mercedes-urile care, mă rog, costă 40, 50, 60 de mii sau poate mai mult de euro, ci creează și niște modele mai mici, accesibile altor categorii de persoane. În zona telefoniei mobile, da, avem la fel, să dau pe un euro, să dau, bine, cu alte subtilități comerciale, dar se vorbește tot mai mult de această democratizare a prețurilor în care la orice tip de produs fiecare să poată avea acces. Dumneavoastră aveți produse la prețuri foarte mari? Nu. La prețuri pentru pătura de mijloc? Nu. Ca să zicem așa? Am avut prețuri foarte mici și așa ne-am ridicat. Foarte mulți consultanți care am avut de-a lungul vremii mi-au făcut tot felul de calcule, fiindcă ai avut prețuri așa de mici. Puteai acum să fii marele bogătaș. Avem 28 de ani de activitate. Dar nimeni nu mi-a spus dacă aș fi crescut prețurile în mod artificial. Eu, în primul rând, sunt inginer, calculez un profit acolo pentru dezvoltarea firmei și îl mențin mai departe. Nu simt neapărat, domnule, mă uit așa cu coada ochii la piață, prețul ăsta pot să-l dublez. N-am făcut asta niciodată, mai ales că produsele astea sunt create la noi.
Avem acum doar două game de produse, o gamă foarte ieftină, dar foarte veche și vrem să o scoatem de pe piață, începând cu martie anul viitor și lucrăm acum la una tot, hai să-i spunem low cost, dar o să cheme altfel. Avem gama touchline în care este undeva de middle nivel. Ne lipsește gama de high, top, de vârf, pe care, la care lucrăm acum. Practic, în martie anul viitor, noi vom avea trei game de produse. Ultima, care va fi ceva mai scumpă prin facilitățile care le are, de exemplu, conectarea directă pe un telefon mobil. Dar în același timp vom avea și gama foarte, foarte ieftină. Oamenii să-și... Ce înseamnă ieftin? De exemplu, un terminal care pui în casă și care cu tot cu instalare te costă 100 de euro, 100 de lei, ce mai reprezintă azi 100 de lei? Aproape nimic. Aproape nimic. Mai e și aici un aspect și l-aș face așa în trecere, e că, l-aș spune, în România nu se apreciază deloc munca. Dacă acel produs pe lista de prețuri este atât și necesită instalare, dacă te duci să-l instalezi, pentru român e 2 bani munca. El interesează cât costă produsul ca și... Și îi spun, doamne, uite, produsul costă atât și munca costă 50% din produs. Nu ca procent, ci efectiv ca timp de lucru. Faptul că se deplasează echipa de la firmă până acolo, ăla pentru el nu e timp de lucru. Eu trebuie să-l plătesc din timpul orilor de serviciu. Și asta o spun și sunt foarte amatori anumite persoane destul de educate, dar învățate cu sistemul ăsta de a primi, care au salarii de peste 10.000 de lei net și care întotdeauna se bucură să le dai pe degeaba că ei sunt nu știu cine. Se întâmplă asta în străinătate? Nu, 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 Doamne ferește, nu. Toată lumea apreciază munca celuilalt. Dar noi suntem ciubucari. Dom'le, un ciubuc acolo. Chiar dacă îi... pentru el poate nu reprezintă mai nimic. Și asta o spun cu oarece supărare. Nu reprezintă mai nimic, fiindcă lucrăm foarte mult cu persoane fizice. Nu reprezintă mai nimic suma aceea care ar putea să o plătească și să rămână demn. Este o chestiune de mentalitate, da, la noi în țară. Da, de mentalitate, de ciubucă reală, care se întâmplă și în învățământ, și în sănătate. Da, te duci... Eu sunt convins, poți să crești salariile cât le crești. Ciubucul tot este există la români, e în fibra lui. Sunteți o persoană cu multă experiență, ați lucrat cu oamenii și lucrând cu ei nu trebuie să fiți neapărat psiholog, de exemplu, ca să cunoașteți natura umană. Vă spun asta pentru că pregătesc întrebarea. Cum credeți sau când credeți că se va schimba mentalitatea românilor în așa fel încât să nu mai fim ciubucari, cum ați spus dumneavoastră mai devreme? Atât de frumos. Nu știu cum se poate, mai ales prin vremul care trăim în ziua de astăzi, a spune că nu există salvare pentru țara aceasta. Dar sper totuși, cum se poate, educație, un regim de justiție corect și cine greșește trebuie să plătească, fiindcă sunt atâția oameni care sunt corecți, fac eforturi, suferă și cheltui bani să fie corecți. Și sunt o sumedenie de oameni care nu sunt corecți. Povestea cineva, să vă zic, în omul nostru care merge pe teren și tot îmi spune, domn director, hai să creștem prețurile, hai să creștem prețurile. Mai zic, cum sunt acum, e ok. Domn director, îmi povesteau antreprenorii ăștia care fac construcții. Spunea, el nu voia să dea la timp, adică datorită lipsei forței de muncă, antreprenorul respectiv nu voia să vândă apartamentele făcute și aștepta să le termine frumos, după care poftiți, veniți și cumpărați, totul aranjat. Foarte mulți au banii înainte. Ei, a venit o persoană fizică, cu jumătate de milion cash și a spus, domne, primul și al doilea etaj sunt ale mele, ia banii de aici. Băi, nu pot să-l dau acum, nu contează, mi-l dai când ai să poți tu, ia banii. Și am făcut gestul acesta, ia banii, că ia-i, scapă-mă de ei, trebuie să-i albesc. Înțelegeți? În
pe piața României sunt enorm de mulți bani, foarte mulți bani. Vin de la persoane care n-ar putea să le justifice nici într-un fel. V-ați gândit vreodată să renunțați la piața din România, care vă creează niscaiva probleme și să rămâneți doar cu piețele din... Nu, 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 nu o să fac niciodată. Voi lupta mai departe, că sunt român, și voi lupta mai departe pe piața din România prin corectitudine, prin onestitate, sinceritate față de clienți. Mai greșim și noi, este adevărat, dar piața din România nu este îndestulătoare pentru noi. Cum spuneam, ce spunea Răzvan Mihai Ungureanu, dacă nu te duci tu acolo, vei fi mâncat de cei care vin din afară aici, în țara ta. Și atunci noi căutăm alte piețe de desfacere. Am îndrăznit în Europa, lucrurile stau bine. Am mers în Mexic și America Centrală, acolo cunoaștem foarte bine piața, că am investit ceva. Din păcate, lucrurile merg destul de greu, fiindcă nu aveam acele produse moderne și ieftine. Vom relua, acolo e un, aș putea spune, un război pierdut acum, dar lupta, nu, invers spune, da? O luptă pierdută, dar nu e războiul pierdut. Războiul o să-l câștigăm acolo, fiindcă ținem permanent legătura cu ei și ne așteaptă cu noile produse. Culmea din este și societatea de astăzi la extreme, foarte ieftine sau mai scumpe. Așa, și Nordul Africii am intrat mai departe, avem deja distribuitori, mai căutăm în alte țări care au cât de cât stabilitate politică, militară, în Nordul, și asta contează foarte mult, foarte mult, și ar mai fi America Latină, America de Sud, care este o zonă destul de interesantă, avem loc acolo, dar problema din Argentina, de exemplu, este că taxele vamale sunt foarte mari, 30%, 40%, fiindcă au fost atât de multe regimuri populiste despre care vorbeam mai înainte, încât țara aceea au distrus-o. Din 10 în 10 ani au câte o criză. Acum, în vara asta, au avut din nou o criză datorită liberalizării prețurilor, iar pesosul argentinian a crescut de la 18 pesos un dolar, astăzi este 28-29 de pesos un dolar. Ori pentru antreprenori, când ei importă foarte mult, aproape totul se importă acolo. Taxele vamale sunt foarte mari ca să acopere necesitățile de ordin social, nu pentru asistați, pentru buget, pentru toate pensii și așa mai departe. Și acolo am discutat cu cineva, ne-am vizitat, au venit și aici în România, la noi, ar trebui să deschidem acolo o fabrică împreună în care să aducem părți componente din România acolo, fiindcă la acestea părți componente taxe vamale sunt mici, câteva procente acolo, 2-3 până în 5% maxim. Și odată făcut în Argentina, Argentina este țara mai cosmopolită, a fost cumva vârful în America de Sud, odată produsii, dacă căpătăm origine argentiniană, putem intra pe urmă fără taxe vamale în orice țară din asociația lor economică, care se cheamă Mercosur. Înseamnă Brazilia, Peru, Paraguay, Uruguay, și ce mai este? Columbia e cu statut de invitat. Cam ăsta. Ai putea să intri acolo o piață de sute de milioane de oameni. Aveți planuri foarte mari. Care sunt provocările cele mai mari pe care le-ați întâlnit în demersul acesta? Provocările cele mai mari sunt cum să pătrunzi pe piețile acestea, și aici ating un alt subiect interesant, fiindcă România, chiar dacă are ambasade, iar ca și reprezentanță externă a României, stăm foarte, foarte prost. Ce să vă zic, în Mexic, unde cunosc foarte bine situația, sunt 3 membri ai ambasadei. Consulul, un ajutor de ambasador și ambasadorul. Dacă mai fi venit acum, încă unul între timp, pentru care reprezintă așa, deci reprezintă România într-o zonă cu Mexicul, care are 120 de milioane de locuitori, pe urmă toată America Centrală formată de Guatemala, Uruguay, Guatemala, Honduras, Nicaragua, San Salvador, Panama, Guatemala, parcă am spus-o, da? Care sunt iar țări cu potențial economic foarte bun.
nu se face nimic. Absolut nimic. Știu că a intrat Gemini CAD de la noi, dar printr-un interpus, fiindcă în Guatemala, de exemplu, sunt foarte multe întreprinderi textile și au nevoie de softuri acelea de croire. Dar în rest nu prea avem. În Argentina avem, în Columbia avem doi, o ambasadă făcută din doi oameni. În Argentina avem din trei oameni, care, nu numai Argentina, în Chile am impresia că nu avem, nu știu exact, stăm foarte prost, iar ca și reprezentanță economică, avem aici colo câte un consilier economic. Atât, mai mult nu avem. Deci sunteți, practic, te duci, pe forțe te duci proprii. Așa, te duci pe forțe proprii, da, dar provocarea cea mai mare asta a fost cum ajunge acolo. Și atunci am căutat mai multe soluții. Una din soluții a fost, mă rog, utilizarea calității noastre de membru în Camera de Comerț și Industrie a Austriei. Austria, deși e o țară mult mai mică ca noi, are o reprezentare externă extrem de bună. Ca să spun, numai în Mexic și America Centrală au 12 oameni numai în biroul VKO-ul, numai biroul Camerei de Comerț, duci acolo, care se ocupă numai de economie, plus încă pe atât diplomați care înseamnă ambasadă. Și atunci o și prin ei am reușit foarte ușor. Sunt oameni extraordinar de bine pregătiți, extraordinar de bine informați, orice găsești la ei. Ei au o cultură organizațională extraordinară. Și atunci cineva care nu este membru al acestei Camere de Comerț, cineva din România care vrea să exporte și testează. Aș face un gest acum, dar nu pot să... Este extraordinar. Nu te poți duce acolo așa necunoscut. Haideți să mai răspundem la o întrebare, că mai avem 2 minute din această emisiune, se termină. Așa repede a trecut? Așa repede a trecut, da. Am răspuns cumva la modul în care se poate intra pe piața internațională, dar nu și cum reziști acolo, cum rămâi acolo. Ei, aici ține de foarte multe aspecte. În primul rând trebuie să ai produse bune și la un preț cât se poate de scăzut la cel care se face acum în China. Trebuie să ai acest. Al doilea lucru ține de cultura țării în care mergi. În Europa ne asemănăm, dar și aici avem diferențe. Dar dacă mergi în zona Americii Latine, de exemplu, este diferit. Mexicanii, de exemplu, dar și cei din America Centrală, cum spunea Guatemala, ei fac întâi prietenia, stabilesc prietenia și pe urmă afacerea. Adică ca să faci afaceri cu ei, trebuie să ajungi să fii prieten. Ca să fii prieten, dovada că ești prieten cu el este atunci când el te invită să iei o cină la el acasă. Ceea ce noi încă n-am avut această bucurie de a... Am mers la restaurant, invitați de ei, dar la acasă încă nu. Dar insistăm să ne invite. În Africa, în lumea arabă, dacă nu te poți să ai produsele cele mai bune, prețurile cele mai bune, dacă nu ai, nu te vezi la ochi, măcar o dată, cel puțin o dată pe an, să te duci în toate părți unde ai parteneri arabi, ideal ar fi de 2 ani, primăvara și toamna, să te vezi cu el, afacerea dispare. Numai noi, de exemplu, în Tunisia au mers bine și ne-am văzut și de 3 ori pe an. Apare un produs nou pe care îl face Electra. Te duci, uite, vreau să ne întâlnim, să-ți explicăm. A, perfect. Sunt foarte primitori, foarte ospitalieri. Nu e nicio problemă. Dar trebuie să te vezi cu ei. Deci trebuie să studiezi, să cunoști și aceste amănunte care îi cântăresc greu în decizia ca cineva să facă afaceri cu tine sau nu. Iar amintesc de VKO, de Camera de Comerț și Industrie, că VKO are pentru fiecare țară, scoate anual un studiu al țării respective, în care, pe lângă evoluția firmei, evoluția economică a țării, evoluția financiară, militară, dacă sunt probleme, stabilitate și așa mai departe, îți dau sfaturi, cam jumătate din fiecare carte pentru fiecare țară este cu sfaturi, ce să faci acolo, ce fel de firme de taxi să folosești, la ce hoteluri să mergi, care să fii siguri, cum să te comporți, care sunt, fiecare țară este caracterizată din ceva anume. De exemplu, România este caracterizată printr-un, să spun așa, la români, foarte uzitat, este scrisă de austrieci, că scuza te acuză. Adică dacă te scuzi foarte mult demonstrezi că ești vinovat. Da. Să îndrăznesc să vă întreb dacă există așa ceva și la noi?
La ce vă referiți? La Camera de Comerț a României. Vai de capul nostru. Camera de Comerț a României este inexistentă, se ocupă doar de anumite evenimente, gala oamenilor de afaceri, gala, dar ca sprijin, nu. Cu atât mai mult felicitări dumneavoastră și celor care au reușit să răzbată și să intre pe piețele externe. Mulțumesc tare mult, domnule Berdan, pentru prezența în emisiune. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit și astăzi. Ne revedem ca de obicei vinerea viitoare.